și peștii dau lecții puiilor lor. Dr. Livius Percy ne va vorbi astăzi despre acest subiect la Momentele Creației. Când eram copii mici, credeam că părinții noștri știu toate lucrurile. Apoi, când am ajuns adolescenți, am spus că părinții noștri nu știu practic nimic. În fine, când am devenit noi înșine părinți, am descoperit cât de înțelepți erau părinții noștri. Învățarea și inteligența sunt presupuse a fi produse ale evoluției umane și din această cauză, manualele vorbesc de obicei despre instinct atunci când se referă la animale. Dar animalele care sunt părinți îi învață oare ceva pe puiilor și cum îi învață? Biologul Robert Warner, de la Universitatea de Stat din California, a arătat că peștii adulți îi învață pe puiilor lecții de viață. Warner a studiat mișcările unor pești în jurul diferitelor recife de coral ca să ajungă la locurile de împerechiere. El a descoperit că dacă nu existau adulți la recif, peștii tineri stabileau propriile lor locuri de împerechiere. Dar dacă existau pești adulți la recif, peștii tineri învățau de la adulți unde sunt locurile de împerechiere. Cu alte cuvinte, adulții îi învățau pe tineri care sunt locurile tradiționale de împerechiere. Creația ne învață că inteligența unei creaturi nu are nimic a face cu presupusa scară evoluționistă. Chiar și peștii îi învață pe puii lor lecțiile vieții. Acest fapt ne comunică și nouă că învățarea din experiența celor mai în vârstă decât noi este parte din planul lui Dumnezeu pentru toate creaturile sale.